puțină, nu mai nu, să ne timp, cântem, mă, după publicitate. Hai să cântăm? Uite, tu faci o piesă de teatru. Sunteți aici. Sunteți căsătorită, domnișoară, doamnă? Căsătorită? Domnișoară, nu. Ce bine. Haideți, ce ați vrea să... Care e melodia dumneavoastră preferată? Dar tu ești însurat, mă, tu nu? E, da, mă, dar acum nu. Dar... Să uită, Lizy. Dar de ce preferată? Să vorbim despre melodia mea preferată? Nu, a zis că e visul dumneavoastră să... Da, este într-adevăr marele meu vis. Păi și se poate întâmpla oricând. Poate cineva te vede în seara asta, ai compun muzică și versuri. Mă acces foarte mult pe partea aceasta muzicală. Mi-am făcut un studio, propriu studio. E o afacere, deci. Da, a rămas singură. Asta e deja o afacere. Da. Și vreau ca până la sfârșitul anului să reușesc să lansez primul meu album. Foarte tare. Lizy, un album? Un album, da. Zi-mă, Natanticule. Ce să zic că Lizy se chinuie de 6 ani să-ți poată melodie? Am foarte multe idei. Păi vezi, asta vreau să vă... Păi poate vreau să iau. Și în limba engleză, da. Îmi pun și în limba engleză și... Ce altă limbă străină mai știi, iartă-mă? Nu, engleză. Cum stai cu rusa? Că e foarte important asta. Nu stau bine deloc cu rusa, în schimb tata stă bine cu rusa, că el a făcut rusă în școală. Da. Mamă, bine, toată generația noastră, eu am scăpat. Eu am rămas repetent în clasa 10 fără nicio glumă din cauza limbii ruse. Am nicio glumă, jur. Și la engleză și la rusă? Păi ce ne facem? E o poveste mult mai lungă, nu-i despre mine acum. Cristina, care e melodia ta preferată? Hai să cântăm ceva. Andreea dansează, Dan mixează. Luăm publicitate, dar eu ziceam este, că... Da. Este imposibil să-mi spui care este, să mă întreb să spui care una singură, este. Da, exact, pentru că eu sunt un artist complex, mie îmi plac mai mulți artiști. Dar tu ești profesoară, nu ești artist. Da, pot să fiu două lucruri deodată, mai ales că mă ajută foarte mult carisma mea și... Lucul de și tip Madonna Gemeni, de Merlin Monroe de România. Bine, un artist preferat până la luăm public. Iartă-mă că eu chiar vreau să-ți iau loc. Un artist preferat. File Dinicu. Din țară sau din străină, da? Rămiță, din Ungaria. Din țară. Uite, hai să zicem așa. Din țară îmi place foarte mult Delia. Uite, vezi? Delia. Da. Bine, auzim ce melodia Cristinei, compoziție proprie și muzică și vers? Nu, dar este mixat la mine în studio și vocea este trasă la mine în studio.